Așa arată un fum de 300 de mii de euro. Avem aici o mașină deosebită pe care o să vă arătăm imediat. Nu știu dacă reușiți să vă dați seama a cui este. Este vorba despre ursul lui Pescobar, Paul Mondialu, spus și altfel. Și în cazul în care o să vreți să vedeți mai multe detalii, o să vedeți în curând, pentru că eu sunt Daniel Cristea și vă uitați la Plus Auto Show. Get down in the car, give it all, pass it open hard, let me see you try. Get down in the car. Hai să vă arăt așa un pic ce se întâmplă aici. Bineînțeles că Paul și-a luat un Urus negru, exact cum a luat și Ferrari-ul Roma, și suntem tare curioși să vedem reacția lui. Mai mult decât atât, i-am făcut și o mică surpriză, o să vedeți imediat. Ah, Doamne, dar ce frumos aude evacuarea asta, ia auziți, parcă e altceva, altceva sună un motor de 4 litri V8 de 650 de cai putere. La ora actuală, SUV-ul acesta, Urusul, din punctul meu de vedere, cu toate că luna asta cred că am livrat vreo 5 Urusuri, dacă stau bine să mă gândesc, mi se pare cel mai tare SUV pe care îl poți cumpăra. Așa că, Paul, ai făcut o alegere extraordinară, abia așteptăm să-ți prezentăm noua ta mașină. Pe Paul l-am cunoscut prima oară când și-a luat Ferrari-ul Roma și am avut o conexiune instantă cu omul, adică exact pe filmul meu. Doamne, ce frumoasă e! Ușor, tata, ușor! Haide! Da-da-dam, da-dam, da-dam! Muzică pentru urechea! Auziți cum se aude o mașină de 54 de km. Asta înseamnă discuri noi, până la urmă. Doamne, ce frumoasă e! Da, știu, o să ziceți, nu mai turați mașinile noi, dar n-ai cum să nu te bucuri până la urmă de sunetul agresiv al unui motor V8. Am încălzit-o înainte, să știi. V-am zis că am pregătit ceva special pentru Pescobar. E bine, acesta este cadou de la frații noștri. Am zis să-i facem ceva, o surpriză inedită de această dată. Așa că i-am făcut o geantă pe comandă împreună cu frații noștri de la Viva Sileder, bineînțeles, care arată din punctul meu de vedere exemplar. Nu știu, fermoare, tot ce vrei. Sunt tare curios să văd în momentul în care o să-i predăm care o să fie reacția lui și în primul rând dacă o să o folosească. Hai să o băgăm aici în spate, să-l surprindem. O să încercăm să vedem dacă reușește să-și dea seama. Până la urmă putem să zicem că așa a venit mașina, dar vă dați seama că e o surpriză asta până la urmă. Eu am pus tot aici în portbagaj, avem husă Lamborghini aici frumos, cărcător de baterie și aici mai avem un kit. Cam asta e momentan, așteptăm să vină Paul să-i facem livrarea. În sfârșit a venit Paul direct de la Muntele Athos pe calea Saloric. Doamne, deci ce energie are omul ăsta, e incredibil. Și bine ai venit și să-ți iei bijuteria ta. Plin de evlavie. Plin de evlavie. Cum a fost drumul? Tot ok? Tot ok, tot ok. Entuziasmat, frumos, da, ajungi mai tot repede. Ce trebuie, tot ce miram trebuie. De ce n-ai venit cu Ferrari-ul totuși cu Roma? Acum nu, nu am venit cu Uber, dar chiar uite, am venit, era băgat în asta, nici nu m-am gândit, da. Am înțeles. Hai să ne uităm la mașină un pic. A venit mașina cu niște accesorii pe care vreau să ți le arăt imediat în partea din spate, după care ne uităm și la interior. Te rog. În primul și în primul rând. Oh, era și timpul. Ca un semn de mică apreciere din partea noastră, m-am gândit, bă, ce să-i fac cadou lui Paul? Da. Să fie ceva așa simbolic, nu neapărat. Știu, bă, că te îmbraci tot în negru și asta. Exact, așa pentru sală, pentru sală, că și așa abonament la sală, uite așa poate mă duc la sală. Mai am vreo 4-5, dar Doamne ajută, fie primit. Deci, practic, dacă mai are 4-5 genți, în mare parte nu o să poarte, dar aia e, știi ce zic noi, am vrut să facem un gest. Geanta asta ți-am făcut-o pe comandă, șmecherie, de la frații noștri de la Viva Sileder, e ceva făcută deci special pentru chiar tine. E foarte mișto. În spate aici ai toate nebuniile, ia uite ce avem aici pentru tine, astea au venit de la Lamborghini, toate tare de tot. USB, toate nebuniile. Deci cadouri pentru Pescobar, tot ce trebuie aici, vedem, deschidem astea, adaptor USB. USB-ul, da. Și aici gentuță personalizată, poți să mai zici încă o dată brandul frățiorilor Candela? Am făcut-o pe comandă de la frații noștri de la Viva Sileder. De la Viva Sileder, da? Și aici ce mi-e? Cusa, când vrei să o acoperi frumos, am vrut să facem să o acoperim, dar tu știi deja mașina. Da. Și aici e încărcătorul de mașină. Încărcătorul de mașină, ca la Ferrari, da. Exact, ocazional trebuie să mai bagi la încărcat. Cam asta e în partea din spate. Este mai uite să le bagi la încărcat, dacă n-ai priză acasă, ai pus-o. Cel mai important aspect este să-i dăm neapărat un contact. Nu știu dacă ai auzit până acum cum se aude motorul ăsta de 4 litri. Păi frate, îți zic la toată lumea, da, ca să audă toată lumea. Eu până acum, până la Lamborghini ăsta, eu nu m-am suit într-un Lamborghini Urus, cel puțin, da? În Aventador, în asta, m-am urcat. Dar eu în viața mea nu m-am urcat. Hai să vedem care-i treaba. Hai să-i dăm ok. Și ca să se audă și mai bine. Că mașini străine am mai văzut. O dai pe Corsa. Din start sau acum? Poți să o dai și din start, dar poți să o dai după ce ai pornit-o, e cel mai bine. Ia să vedem cum se aude iar. Păi nu.
trebuie să-i pui contactul gen mai întâi și după aia. Hai bine, las că vedem, noi învățăm, noi nu-i problemă. Și e important când, nu știu dacă ai observat, în momentul în care o dai pe Corsa, se coboară și suspensia. Da, n-am observat, o stau să tot observ eu toate chestiile astea acum. Cum e senzația prima oară când te urci în ea? Ce este, îmi place mult rău de tot. Cine mai merge, domnule, cu Ferrari? La revedere, în garaj rămâne. Mai mult ca Ferrari? Băi, e altceva. Nu, da, da, nu poți să da, e altceva. Nu. Și Ferrari, înțelegi? Și Lamborghini. Da. Chiar dacă Ferrari Roma asta e day by day, pentru că are suspensiile schimbate, are amortizoare, are tot. E o mașină de oraș. Da? Mă, tot e greu, ai un pic de mers zile. Ți-a fugit așa un pic? Nu mi-a fugit, că nu m-am dat la ea, eu nu mă văd Schumacher, eu spre Scobar și atât tot. Eu n-am de astea de Schumacher în mine, eu ușor. Îmi place foarte mult cum ai echipat-o pe asta. Ai ales tot negru, all black, cu un pic de accent roșu. Da. Ne-au întrebat oamenii ce se întâmplă cu mașina asta, câți kilometri are, cât a costat, ce... Bun, uite, 54 de kilometri. Toate mașinile se testează înainte normal. De a fi... Normal, nu ne sperăm, 54 de kilometri, ca și până într-o 100, e ca și cum nu se pune, da? A costat 363.000 de euro. Întrebarea principală e de ce n-ai luat-o nouă? N-am luat-o nouă adică deoarece durează, am fost să configurez una nouă, costa mult mai puțin, dar așteptam 2 ani de zile după ea. Și ai zis așa că n-are rost să, da, eu vroiam Lamborghini, acum na. Ăsta e motivul principal pentru care oamenii aleg până la urmă să-și iau o mașină de acest gen prin Plus Auto, pentru că nu vor în general să aștepte 12 sau 18 luni. În cazul lui Paul a venit mănușă, mai ales că na, vine iarna. Nici nu mai aveam mașină de iarnă, ce să zic asta, înțelegi? Da, exact. Mi-am convins mama să ia băiețelului la... Munca e sfântă și atât tot contează, știi? Că ori lumea vorbește, lumea alea, lumea nu știu ce. Să le dea Dumnezeu sănătate. Noi să fim sănătoși și ei și toată lumea și... Fii atent, hai să-ți mai explicăm o dată aici ce se întâmplă. Asta. Când vrei să o bagi în drive ca la Ferrari, bam, am plecat. Da? Când vrei să o dai pe marșalier, ții prigionul pe frână. Da, am văzut râul. Da, gata, râul. Și dai pe râul. Râul și așa, dai. Și dăm astea aici? Drive-ul și manualul. Păi da, drive-ul. A, când așa el se duce aici direct. Da. Gata, am înțeles. Și după aia ai M să treci în manual. Ok, așa. Ok, gata, am înțeles. Da, de aici am trecut, pac, și am plecat. Dacă vreau R, îi dau de aici. Levierul ăsta mi se pare super tare, adică e fetă, da. Da. Trapă. Ce ai loc, generoasă, cât ai nevoie. Stau și-o cu 8 kg în spate, ca lume. Da, e ca Ferrari. Bă, frate, e loc mult tare, mă, da. Ce ai, mișto și carbonul ăsta cu... Da, chiar să-i placă asta, mama. Arată, o să-i placă de nu mai place. Din punctul meu de vedere are un sunet fenomenal. Se aude mai bine ca Ferrari-ul? Da, se aude mai bine. Nu știu, Lamborghini mi se pare că are sunetul ăsta mai... E mai strong, gros, mai, da. Ferrari-ul e un pic mai, adică tot strong e și la Ferrari, dar e un pic mai ascuțit. Am vrut să-l punem să răspundă la câteva întrebări care le-am primit între timp pe TikTok, care mi s-au părut super funny, așa că în mare parte cam ăsta e segmentul. Câte tone de raș costă un urus? Deci 18, 51 de tone. 51 de tone. Da. Interesant. Uite, 51 de tone ți-l luat urus. Da. Dar trebuie să mai ai și un să le vinzi, nu doar să le ai. Bravo. Cât de mult ți-ai dorit această bijuterie? Mult rău de tot. Da, mai mult decât a fost Ferrari. De mult pe timp. Da, mai mult decât Ferrari, da. Da? De 2-3 ani mi-o doresc, da. Păi zici, ți-ai luat-o pe asta mai întâi și după aia Ferrari? Pentru că am vrut să-mi iau performante. Ok. Da, și tot n-a apărut, asta a fost nici ideea. Nici nu cred că o să apară. Da, am zis că îmi iau performante, am mai amânat și rostar. Te bucur de aia 3 ani? Băi, iau 0 km asta și asta e viața. Știți cum e și cu modelele astea noi apărute, cum e spre exemplu Puro Sangue sau Urusul performante? În general, lista de așteptare e uite atât și pe lângă asta mari modificări față de Urusul normal performante nu are. Adică în loc de 650 de cai avem 660 de cai, e mai ușoară cu vreo 50 de kg și are o gardă la sol mai joasă cu 20 de mm. Deci cam asta e. Acum că ai un Ferrari și un Urus, te mai gândești la alte mașini? Mă gândesc la alte mașini, da. Că mie îmi plac mașini și pentru mine mașini... Investiția în mașini e business. Mulți nu înțeleg treaba asta, mai ales când vine vorba de astfel de mașini care depășesc pragul de 300.000 de euro. Dacă sunt foarte bine echipate, în general nu se depreciază, ci din potrivă, se apreciază. Deci nu sunt fițe figuri. În cazul deci tot, sunt, da, sunt investiții materiale în mașini, deoarece aceste mașini își mențin prețul. Ce înseamnă pentru tine această mașină? Validare, încă o dată validare și totodată investiție. Pentru ce ești recunoscător în viață? Pentru fiii mei, okay. Pentru familia mea. Și pentru tot ce mi se întâmplă. Și ce părere ai de sunetul motorului V8? Ce să zic, nebunie, deranj organizat.
Îți dă cu stres zero. Îți dă cu stres zero, mi-a plăcut treaba asta. Bun. Cu mare căldură în suflet îți mulțumim încă o dată, Paul. Eu mulțumesc mult de tot. Pentru că ai fost alături de noi și cu această bijuterie. Și voi alături de mine, ca întotdeauna. Și în cazul în care vreți să aflați mai multe detalii pe Paul, îl găsiți pe Taverna Racilor Herăstrău, evident. Și pe, n-aveți cum să nu știți, pe Paulica Mondialu, cum a zis. Nouă TikToker. În cazul în care nu știați treaba asta până acum, aveți acolo în dreapta jos, uitați-vă în dreapta jos, un buton roșu, scrie pe el abonează-te, apăsați pe el, apăsați și butonul de like, pentru că dacă v-a plăcut acest video, ne ajută foarte mult treaba asta. Eu am fost Daniel, vă mulțumim încă o dată, la revedere!